Alohaia Tobias, sunt Cristi și bine am regăsit la un nou episod din Snake Survival, cred că suntem la episodul 6. Și am găsit vaci, o groază de vaci, zici că e Cowlin sau ceva de genul. Mă rog, oricum, hai să le luăm pe toate. Bun, hai că în sfârșit avem ceva de asta. Așa. Bun, stați să verific ceva. E pe hard. Da, știu că eram jucat niște parcuri și mi-era să... Și am uitat dacă am jucat pe peaceful sau nu. Dar parcă nici măcar n-am jucat pe portul meu, adică parcă n-am jucat pe... N-am ținut eu serverul. Era cumva o vacă mică pe care am omorât-o. Se spawnează și așa acum. Mă rog, alta nu mai văd. Mă rog. Faza e că m-am cam asigurat cu mâncarea. Acum o să vedem așa. 15 de astea, deci... A, e bine. Oh, cu mâncarea nu prea o mai duc bine. Hai. Uite, încă o vacă și hai să-mi aducem 18 bucăți. Perfect. Asta înseamnă 18 cărți. Adică 6 bookshelf-uri. Bun, am și lemn alb, am de toate, perfect. Hai să plecăm de aici. Am luat de toate, am luat și morcove, am luat și de alea și de alea și de alea. Deci pot să plec. My God. Stai. Ăsta cere 19 de astea, deci cred că aș putea să iau și un emerald dacă tot mă duc acasă. Ok, aici, așa, și așa. Da, perfect. Și am luat și un emerald. Și hai să vedem ce altceva ne mai oferă asta acum. Oh! Acum scoate și steluțe verzi. 9 pești prăjiți. Da, chiar o să trebuiască să fac un episod și când să... și în care să prin pești, că pești... Dar chiar, pești n-am avut niciodată, adică nu mi-am minte să fi prins pește în vreun episod de cât timp fac eu clipuri pe canalul ăsta. Și am făcut ceva clipuri cu Minecraft. Știu, cred că le iau cu shield-ul și le sparg acasă. Sau nu știu, voi oricum. Trebuie să le vreau să le iau așa. Bun, perfect. Perfect. Trebuie să-mi dea măcar vreun sapling, nu-i așa? 45-46 de bucăți. Luăm și pe ăsta. O să avem un stack și ceva. Hai să luăm și lemnul. Și plecăm acasă. Bun, acum hai, în partea aia. Mamă, câți copaci albi sunt pe aici. Am 4 sapling-uri. Din care sper să fac oricum mult mai mulți de ăștia așa. Și mai am un stac jumate de frunze din care sper să mai scot și eu măcar, nu știu, 5, nu chiar 5, hai, 3 sau 4 sapling-uri să zicem. Și oh, perfect! Mai bine dat nici că puteam spera. Am găsit și dovleci și facem ferme acum. Ideea e că nu știu cum să facem. Mă, de fapt, știa că dau eu pauză aici, că nu cred că vreți să
vedeți, 1500 de metri cum îi merg și mă întorc imediat când ajung acasă. Așa, eu tot am revenit. Bun, hai să vedem. Lăsăm astea aici. Mă, știți ceva? Hai să am o idee. Până una alta, ce să fac în episodul ăsta? Stai să luăm două stacuri de piatră să le punem la prăjit. Pentru că am o idee. Hai să fac în partea aia o casă a furnarurilor și chesturilor. Și o să vin, uite așa. Merge. Uite, dăm așa și hai. O să facem în partea aia, în spate. Bun, acum să mă duc să iau niște mai mult lemn, niște mai mult lemn, doamne. Fui de capul meu. Mă, dai un cald în casă la ora asta. Acum trebuie să fac rost și de lemn de junglă. Genial. Știți ce? Hai să... Că de curând o să am nevoie și de mai mult de ăsta. Hai, dacă tu mă duc în partea aia, să nu mai răsesc timp degeaba. Câte de alea mai încolo? Hai, încă 7. 2, 3, 4, 6, 7, hai, 8, 9, 10. Ce mai contează? Așa. Și pe aici o să o fac din cobblestone și nu știu, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 1, 2, 1, perfect, și încă 10 și în partea asta. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Și acum spate. Să zicem până aici. Care veni cea de genul. Una, două, pauză, una, două, pauză, una, două, pauză, una, două, una, două, ah, am pierdut. Vreau să văd cum o să vină astea, chesturile. Bun, deci, una, două, una, două, pauză, una, două, pauză, una, două, pauză, una, două, două pauză, una, două pauză, perfect. Așa, hai să-i dăm așa. Încă puțin acum. Ce mi-era frică, n-am scăpat. Mai bine îl făceam mai încolo, dar acum deja e prea târziu. Asta ar însemna să schimb apa, adică să o stric și vai de capul meu. Mă rog, oricum o să-mi fac eu asta o săpărâgă. Și cu off-camera o să mă duc și o să rezolv acolo. Așa. Dar de fapt o să iau doar bucata aia, restul nu știu. Și să vedem. Să am nevoie de ceva chesturi, hai să facem 8 chesturi, să zic.
Opa, pigment. S-a teleportat pe portal. Fac, nu, nu, nu. Boai de cap, man. Bun, am luat Rotom Flash-ul și un Golden Nugget și hai să mă culc. Mamă, mi-a dat 3 bucăți, m-a făcut praf. Și cu... Da, asta. Pe mine. Ala, chiar. Ah, da. Nu mai am deloc spațiu în chest. Să înțeleg că n-am mai făcut chesturile, nu. Bun, hai, uite așa. Încercăm o dată. Perfect. 8 chesturi. Și acum, fac, hai în partea asta. Să fac o săpaligă de iron. Ah, mai aveam niște iron. La mine genial. Ne-am făcut o săpaligă și acum hai. Of, 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 of. Sper că mai am loc în inventory. Un singur loc, nasol. Vedem noi. Ah, și pe urmă, abia acum realizez că o să avem nevoie și de o de asta. De... Cum e, bă? Îi zice de... Mă rog, îmi scapă acum, dar o să-mi dau eu seama cât de curând. A dat de un loc unde să ne facem fermele, pentru că nu o să fac ferma expusă. Pentru că o să dureze o groază și n-am chef să stau mereu să mă duc să mă culc să ale ale. Bun. Perfect. Încă unul. Hai că am rezolvat chestia cu nivelatul încă de pe acum mai mult sau mai puțin. Să vedem cât de înaltă cred că o să fac asta. Cred că o să fac cea gen. 1, 2, 5, 5. 5 pătrățele și e perfect. E prea bine, nu că e perfect. Bun. Chiar mi-ar trebui un pickaxe cu efficiency acum. Rău de tot. Cam așa o să fie. Cred că o să nivelez pe acolo, pe sus, când o să fiu pe perete, pe zid, pe, mă rog. Nu cred că o să-i fac tavan, dar în schimb nu o să-i pun geamuri, adică să las tavanul descoperit, să mai schimbăm puțin. Și o să fac din cobblestone și stone simplu, o să pun două straturi de cobblestone, apoi unul de stone și apoi încă unul de cobblestone. Perfect, oh, fac. Prefer mai degrabă cobblestone-ul decât bețele alea. Încă un strat, încă un de-asta. Și la în loc de podea, pe post de podea, o să pun niște lemn de junglă care văd că începe să fie din ce în ce mai folosit, adică îl folosesc din ce în ce mai des. Deci tot off camera o să iau și pe pomul ăla acolo, cad. Las-o așa. Acum luăm asta cu asta și începem să facem
primul strat. Spașec de mine. Mă rog, oricum o trebuia să ajungem pe acolo. Hai să nu cad, Doamne, să nu cad. Așa. Aha, bun, deci mă las mai bine că nu iau cleiul de acolo. Nu că n-aș vrea să-l iau, dar nu mai am loc în inventory. Dar nu știu ce aș putea să arunc să... de uite pot acum. N-am făcut cea mai isteață mișcare. Bun, deci... Mai am un stack de cobblestone la mine. Hai că e bine. După ce pun straturile de cobblestone, mă duc iau stratul de stone și după ce fac al treilea strat, o să închei și episodul. Bun, încă puțin. Hai că mă duc și iau și astea și iau și niște piatră și iau și niște pietre și niște stone și niște cobblestone. Mă bate română la ora asta. Oh god. N-am nimic ce să stecuiesc peste... Aha. Luna am lăsat-o, deci... Hai luăm un stag de dosta și unul de dosta. Și închidem și ușa. O să repar ușa aia, dar nu acum. Shit, am pus... Mă rog, oricum... E degeaba. Întâi să punem, să umplim tot asta cu cobblestone. Și acum o dăm pe stone. No! Bal, naibii. O să las pasta prima aici liberă în caz că o să mai cad. Pentru că o să mai cad. Mai am nevoie și de stone. Bineînțeles că o fac eu lată. Bineînțeles că mai am nevoie de stone. Nasol. Bine, măcar că am prăjit două stacuri atunci. Și nu m-am zgârcit să zic că un stac îmi ajunge. Mă rog, hai mai pun stradul ăsta și gata. Perfect. Serios. Cine ai binecuvântat să ieși din casă? The fuck? Da, genial. Am pus într-un loc nemaipomenit. Mă rog, deci până data viitoare YouTube, eu am fost Cristi, asta a fost Snake Survival episodul 6 și până data viitoare vă zic bye bye.